Vă invit acum, dragilor, să aflăm mai multe lucruri despre cânepă. Eu recunosc, știam doar că este poate cea mai veche plantă cultivată pe pământ. Să știți că am cunoscut pe cineva care știe aproape totul despre această plantă, a studiat-o ani de zile, i-a închinat și un muzeu. Bineînțeles că o să o cunoașteți și dumneavoastră, nu mai lungeți vorba, vă spun doar atât, Leontina Prodan, și știți de ce. Se spune despre cânepă că este cea mai veche plantă cultivată pe pământ. Care este situația ei în România în 2019? Eu zic că este o situație mai bună. Din păcate, de la cea mai performantă tehnologie existentă, doar noi și japonezii o aveam, de procesarea cânepii, o lege 143 din 2000 a distrus practic această plantă, pentru că 5 ani de zile a fost interzisă cultura ei. După multe demersuri și din partea mea, s-a dat drumul la cultură, dar pe baza unei autorizații, cânepa fiind inclusă în categoria plantelor psihotrope și halucinogene. După ce s-a distrus și s-au privatizat strategic, adică s-au distrus aceste unități de procesare a cânepii, e foarte greu să o reiei și acum se fac o altă confuzie. Se vorbește de cânepa cultivată în sistem industrial și nu se spune deloc despre cultura cânepii în sistem gospodăresc. Atâtea gospodării câte mai suntem, atâți meșteri populari, cât mai suntem în țară și vrem să ne păstrăm tradiția, ar trebui să avem voie să o cultivăm. Putem să înștiințăm, eu știu, instituțiile statului de aceste culturi, dar nu să fim speriați și controlați de Brigada Antidrog și Crimă Organizată, vă dați seama, acum eu mai sunt obișnuită. Ați avut surpriza asta? Bineînțeles, eu sunt obișnuită, am locuit mult în Timișoara, am studiat aceste lucruri legate de cânepă, nu mă sperii, dar am văzut niște reportaje care pur și simplu au distrus și acum, dacă vorbești de cânepă, toată lumea știe că este drog, pentru că planta asta s-a scos din manualele școlare. Știm doar de la televizor ce este, iar eu, ca să mai îmbunătățesc lucrurile atât cât pot eu să fac, fac niște păpușele pe un băț de cânepă și mă duc în școli, în biserici, la târguri și fac ateliere cu copii și promovez un concept de școală, START, Școala Tehnică de Arte Românești Tradiționale, în care am inclus și un modul special, școala dacică, vorbesc despre plante de leac dacice, despre straiță, căciulă, floarea vieții, cel mai vechi simbol. Toate aceste lucruri legate de tradiția și de identitatea noastră nu sunt promovate și e vorba de sufletul nostru până la urmă. Când o să aveți papiotă, așa se numește? Aproximat, da. Bravo! Să strângeți tare, că altfel vă pică firul. Ia să vedem. Dacă facem așa cu râie. Mihnea, ia stai un pic. Să știi că ai făcut bine, numai că n-ai avut firul pregătit din timp. Ia uite. Bă, da, uite de îl aveam pregătit de aici. L-aveai? Da. Da, uite, ți-o scăpat, uite de aici. Și firele astea ne revenim, poftim. A spus că nu scrie sau nu mai scrie în manual ce este cânepa. Spuneți-ne dumneavoastră ce ar trebui să știm despre cânepă, măcar minimul necesar. Cânepa este cea mai veche plantă cultivată pe pământ. Are în compoziție toate elementele din tabelul lui Mendeleev, la fel ca și omul. Ea a însoțit omul de-a lungul timpului pentru că l-a ajutat pe om să-și facă locuințe, să se îmbrace, să se trateze la nevoie. Este o plantă de leac extraordinară. Uleiul de cânepă este uleiul cel mai bogat în vitamine. Sămânța de cânepă este foarte hrănitoare. Se face lapte din cânepă. Este cea mai bună proteină vegetală. Să știți că există un top 10 alimente. Pe primul loc este mierea de albine și produsele apicole, iar pe locul 2 este cânepa, pentru că are în conținutul ei omega 3, omega 6 și omega 9. Dacă iei separat uleiul de floră soarelui, de măsline, uite, cânepa le are pe toate la un loc. Apoi, case se fac din cânepă. Chiar în județul Sălaj s-au descoperit aici, în apropierea castrului roman, ziduri de case dacice, făcute din puzderie de cânepă cu apă și var. În timp, ele se transformă în beton. Am nu mai știm să spunem decât hempcrete. Dar e betonul de cânepă, cânepa noastră, și eu cultiv la mine în grădină cânepă și ca să o procesez în sistem gospodăresc trebuie alte aprobări, să nu vă spun ce greu se obține o autorizație, este aproape imposibil, aproape. Și multă lume ar vrea să cultive, dar se lovesc de aceste instituții ale statului obtuze
și de niște funcționari care atât de importanți, de nici habar n-au, nici eu am avut discuții cu foarte mulți funcționari. Nu știu băga țanac, nu știu case. Eu trebuie să mă duc lor să le cer voie să lucru, ce știu eu de 2000 de ani, nu? Mi se pare așa caragios. Și cum cultivați cânepa? Este dificil, întâmpinați probleme? Pentru că am văzut aici pe stand, aveți niște produse foarte frumoase, am văzut și clienți care vin, vă întreabă, chiar și achiziționează. Cât este de greu să cultivați și să faceți un produs? Mie nu-mi este greu, pentru că mie îmi place, o consider așa ca făcând parte din viața mea. Eu am locuit mult la Timișoara, 45 de ani, și acolo am încă funcționează un muzeu al cânepii. Am o colecție impresionantă de haine, de cânepă, de prosoape, de țes, acolo am trei războaie de cânepă pe care se țese. Am și un băiat, eu zic că e al meu, Alex Pop, este și interpret de muzică populară, țese. Aici la țară, la mine, la Gâlgău, Almaș, am războaie de țesut, cânepa, fac plăcintă cu frunză de cânepă, lapte din cânepă, din bețe fac niște jaluzele, deci o folosesc și tot pe băț fac păpușa cânepii sau zâna cânepii. Eu aș declara această cânepă fibra noastră națională, pentru că ea ne-a însoțit de-a lungul miilor de ani și ne-a ajutat foarte mult. E păcat să renunțăm la ea și să importăm, eu știu, tot aud, aclimatizăm paulonia, eu știu ce... salce energetică, când de fapt cânepa noastră este extraordinară, putem să o folosim la hârtie, am scutit tăierea pădurilor, nu? Să știți, proclamația de independență a Statelor Unite a fost scrisă pe hârtie de cânepă, manualele școlare în Statele Unite se făceau pe hârtie de cânepă, că e foarte rezistentă, și gândiți-vă la atâtea tablouri pe care noi le admirăm în muzee de sute de ani, sunt pictate pe pânza de cânepă, care e foarte rezistentă. Pentru îmbrăcăminte, ea filtrează razele ultraviolete în proporție de 99%. Să știți că bumbacul doar 5%, inul 30%, și protejează pielea, absorbe mirosul de transpirație. Nu vă mai spun puzderia. Noi am avut solicitări la grajdurile regale de cai sau crescătorile de cai lipițan de curse. Se folosește puzderia de cânepă ca și așternut. Iar un amestec cu gunoiul de cal este compostul perfect pentru ciupercării. Nu trebuie sterilizat. Este o fibră antibacteriană care nu dezvoltă bacterii și care protejează. Nu vă mai spun proprietățile lecuitoare ale cânepii. Se foloseau, eu am întâlnit menționate în cărți vechi, aceste proprietăți ale cânepii pentru dureri menstruale, pentru durerile nașterii, pentru tuberculoză. Acum mai nou, studiile la nivel mondial arată proprietățile anticancerigene ale cânepii. Uleiul de cânepă tratează cancerul de piele. Deci noi avem nevoie de cânepa asta. Este cumva o rezolvare să putem face acest lucru? Bineînțeles. Noi în sistem gospodăresc mă gândesc că o cultivăm, pentru că legea nu prevede sistemul gospodăresc. Înseamnă că nu e interzis. Eu sfătuiesc pe toată lumea să cultive cânepă, că la un moment dat spuneau că au așa de multe dosare legate de consumul de droguri, că nu fac față și atunci ar trebui să le legalizeze. Noi așa ar trebui să dăm noi drumul la culturile de cânepă în toată gospodăria și toate straturile din grădini și atunci nu ne-ar mai forța și nu ne-ar mai verifica, nici n-ar mai avea ce să caute DICOT-ul, Brigada Antidrog, ce să caute? Dumneavoastră aveți aici și o căciulă specială, am înțeles că are și o poveste. Este căciula de dac, căciula, să știți, oamenii înainte umblau cu căciuli sau cu capul acoperit ca să nu dea loc interpretării de a fi cu capul gol, șutărșilarglă, cu capul gol, știți? Sau când te enervezi, dai cu căciula de pământ și oare unde mi-a fost capul? Deci ea simbolizează ceva. Și eu când promovez această idee de a fi acoperit, deci nu știu ce ai în cap, dar pe cap să ai oarice, să nu dai loc de interpretare, mai ești cu capul gol. Apoi mai văd oameni aici și cu chelie, transpirați și cu capul gol. Nu. N-au nevoie de o căciulă. Dumneavoastră le și faceți, da? Cultivați cânepa, faceți produsele,
le faceți cum simțiți, cum se cer în piață, le vindeți undeva sau cum voi decideți să faceți un produs? Îmi place cum ați întrebat, să știți că le fac cum îmi place mie. Dacă mai place și la altcineva, e foarte bine. Nu duc la magazin, am spus, promovez și conceptul de școală tehnică, pentru că învăț niște tehnici, îi învăț pe copii. Chiar toate lucrurile acestea, am o ștreiță cu povești, mă duc la școală și le iau așa pe rând și fac cu ei aceste ateliere. Și sunt oameni la care le place ce fac eu și cumpără. Dacă nu, nu, în magazine nu duc. Și chiar fac numai ce-mi place. Eu am declarat, vă dați seama, eu sunt proprietara mea, guvernul meu. În 6 august este o sărbătoare, prima sărbătoare de toamnă, îi zice schimbarea la față. No, eu tot aștept schimbarea asta de la mulți oameni și mai ales la cei care conduc țara asta așa haotic, să sărbătoresc eu, sărbătoresc ziua cânepii. Atunci e ziua cânepii. Și să o sărbătorească toată lumea care are cânepă. Că nu pot să organizez ziua cânepii, hai să o fac și eu nu cultiv cânepă. Deci cine cultivă cânepă să știe că în 6 august e ziua ei.